Un bătrân de 83 de ani din Iași a petrecut Crăciunul în Spitalul Sfântul Spiridon. Acesta nu este primit de familie acasă, acolo unde locuiește împreună cu soția care suferă de demență și cu alți membri ai familiei. Pensionarul nu are card de sănătate la el, iar cartea de identitate este expirată. Bărbatul ar fi fost căsătorit de 3 ori, iar din fiecare căsnicie are copii, dar niciunul nu vrea să îl primească. Medicii spun că se confruntă adesea cu astfel de situații. Pacienții sunt aduși fie de copii sau luați cu ambulanța cu diferite afecțiuni, iar mai târziu nu mai sunt primiți acasă.